Ai condiții acasă de pregătire în perioada asta? Da, ce să fac, mă pregătesc în casă. Nu putem altfel, nu pot să ies în parc să mă pregătesc, așa că toate antrenamentele pe care le avem primite le facem în casă. Aș avea și eu o curiozitate așa. Te deranjează faptul că face lumea referință la tine, cât ești frumoasă și cât ești de frumoasă? Adică nu spune nimeni că nu ești printre cele mai bune fotbaliste, dar ai așa un pic de necaz pe treaba asta sau te simți bine doar? Sincer, aș prefera mai întâi să fiu apreciată pentru ceea ce fac și apoi pentru, asta zic. Pentru cum arăt eu, cât de frumoasă sunt. E greu să gestionezi o astfel de situație? Sau te-ai enervat pe vreo cineva și ai zis, băi, dar mai lasă-mă că uită-te ce bine știu eu cu varza. Nu, am reacționat niciodată, adică doar mi-am spus eu în minte că aș prefera să mi se zică doar și să fiu apreciată pentru ceea ce fac pe teren și apoi pentru cum arăt eu fizic, dar nu am reacționat nici cum. Mă abțin. Teo, tu până la 14 ani te-ai antrenat și ai jucat la mix și cu băieții, nu? Da, până la 14 ani am jucat alături de cei doi frații mei într-o echipă de băieți. Și apoi am făcut cunoștință cu fotbalul feminin, pentru că doar până la 14 ani am voie să joc. Altceva vreau să te întreb. În perioada în care ai jucat la oaltă cu băieții, ai simțit vreodată nevoia în sinea ta să încerci să fii mai masculină, astfel încât să fii acceptată de grup? Dar nu s-a pus problema să nu fiu acceptată, așa. Pentru că dacă existau asemenea probleme să nu fiu acceptată, cred că ar fi intervenit antrenorul. Erau cazuri când nu eram acceptată în meciuri, când adversarii stăteau și comentau sau mai erau părinții în tribună și spuneau că uite că e fată, că ea cum poate să treacă de tine sau așa. Dar nu se punea problema ca coechipierii mei să nu mă accepte. Da, cu siguranță au avut reacții răutăcioase câte unii la adresa ta, pentru că nu a existat fată care să nu discute în acest fenomen și să nu-mi spună că m-au făcut așa și pe dincolo. Adică ai ajuns și tu plângând acasă după vreun antrenament, de exemplu, de nervi, așa că... Da, au mai fost antrenamente, dar mai mult la meciuri, v-am spus. Probabil că la antrenamente exista concurența asta între noi. Dar nu la nivelul ăla înalt de răutate. Nu se compara cu meciurile unde erau băieți, bine, nici nu știam și era foarte ciudat pentru mine sau din partea lor, pentru că până la urmă erau niște copii și cel mai deranjant pentru mine era că erau încurajați de părinți și până la urmă erau niște copii, ei pur și simplu spuneau și aruncau cu niște cuvinte pe care le auzeau de la părinți. Aici trebuiau să intervină părinții pentru că ei aveau o maturitate și trebuia să se oprească din a reacționa altfel. Asta e părerea mea. Deci nu avem o educație în acest sens în România, în ceea ce privește părinții și fotbalul și... Asta era când jucam eu la băieți. Acum nu știu cum se mai reacționează și așa, pentru că nici nu știu în prezent dacă mai sunt fete care joacă mix, dacă joacă sunt. Echipe de... Asta, deci sunt tare curioasă dacă mai sunt altfel de reacții. Teo, spune-mi, te rog, când crezi că vom vedea o femeie pe o bancă tehnică a unei echipe de fotbal masculin? În România? Eu sper că de curând. Nu ce sper, când crezi, atenție! Când crezi, pentru că desperat e normal să-ți dorești lucrul ăsta, dar când crezi efectiv, având în vedere că tu ești implicată direct realistic. În fenomen. Realistic vorbind, da. În 3-4 ani. Serios? Hai că asta... Optimistă! Îți dai seama ce ar fi la un Steaua Dinamo cu o antrenoare pe bancă, ce ar ieși? O să înceapă mai ușor. Uite că râde. De cluburi. Tu cum te simți mai bine? În ghetele de fotbal sau pe tocuri? Da, depinde de situație, dar bine, prefer mai mult ghetele de fotbal. Faci și pe tocuri jonglerii? Nu, pe tocuri nu, doar cu ghetele. Teo, cât câștigi din fotbalul feminin, dacă poți să ne spui, sau măcar așa să ne facem o idee? Este o sumă acceptabilă, nu pot să spun exact, dar este o sumă acceptabilă,
nu se compară cu salariile primite de băieți. Asta vreau să te întreb. Deci nu putem compara cu salarii din Liga 1 masculin. Nu, clar, este o diferență enormă, dar nu se poate compara. Tu pe ce cheltui cel mai mulți bani așa lunar, de la lună la lună? Pe mâncare, haine, ghete de fotbal. Câte perechi de ghete ai? Am acolo să fie, nu știu, 7, 8. Pe primele le mai ai cu care ai început? Nu, din păcate nu le mai am pe acelea. S-a întâmplat că ne-am mutat, s-au pierdut și nu le mai am. Ai sfătui o fetiță sau o mămică, nu știu eu, dacă aș avea o fetiță, ce mi-ai spune ca să mă convingi sau să îndemn pe cineva să-și ducă fetița la fotbal în România? Ai face-o? Da, normal. I-aș spune că este bine, este un sport de echipă, la fel ca și handbalul, basketul, dar consider că prin a practica fotbal le poți da peste nas multor oameni că și fetele poate să facă treaba asta, să poată să joace fotbal. Și din punctul meu de vedere te-ar și dezvolta altfel, mental, psihic. Îmi povestea Irina Giurgiu, care face parte și din federație, dacă ești fată și ajungi la un nivel înalt, este clar că ești mai puternică decât un băiat, pentru că tu ai trecut prin niște răutăți și ai răzbit în niște condiții nu tocmai propice, nu? Da, normal. Tocmai la asta mă și refeream, pentru că cred că de asta tocmai aș încuraja să meargă să facă treaba asta, dar mai întâi de toate să-i placă ceea ce face, dar să poată să dovedească că ea poate să facă exact ce fac și băieții sau bărbații, pentru că eu consider că nu e o diferență între noi, între ceea ce facem noi pe teren și ce fac ei. Da, exact, sunt diferențe de forță, viteză, dar asta e ceva normal. Tu ai fugit vreodată dintr-un cantonament? Nu. Niciodată? Nu. Ești tu mai cu minte sau așa sunteți fetele toate în general la fotbal? Asta depinde de fiecare, dar la noi, la echipă, nu a fost nimeni care să fugă. Nu cred că a fost cazul să fugă din cantonament. Așa sunteți toate cu minți ca la biserică în cantonament? Nu, nimeni o glumă să sară gardul, să fugă cum fac băieții? Nu, la noi nu se întâmplă lucrurile astea. Dar se întâmplă să vă certați mai rău decât băieții? Că asta am mai avut o problemă, le întrebam pe toate fetele când am mai făcut un reportaj pe acest subiect. Măi, sunteți mai rele ca ei? Adică dacă la voi iese o bătaie, mă gândesc că iese nasol, nu ca la băieți. Da, logic, fetele, adică consider și din punctul meu de vedere și cred că toată lumea, adică toate fetele de la noi din echipă ar spune lucrul ăsta, dar noi suntem mai rele, de fapt toate fetele sunt mai rele. La noi în echipă nu s-a pus problema de bătaie și nici nu vreau să se pună problema vreodată, dar da, există certuri ca peste tot, dar consider că dacă nu aplanăm mai repede sau cât mai rapid toată situația, noi ca echipă o să avem de suferit, pentru că dacă se întâmplă ca două jucătoare sau un grup de 3-4 să nu se înțeleagă și să fie ora meciului, o să se vadă chestia asta pe teren și noi o să avem de suferit, nu X, Y, Z. Deci toată echipa, pentru că este un sport de echipă. Teo, te-ai bătut vreodată la vreun antrenament cu vreo colegă? Sau să vă certați mai rău? Cum nu? Hai mă, ce... Chiar așa? Tocmai am spus că nu... Deloc, niciodată? Discuții aprinse au fost, dar bătăi nu. Păi, povestește-ne un pic, că noi așa, la fotbalul masculin, știm cum se povestea Cristi Dulca, că se amenința cu șumudică. Da. Exact. Mai... La voi ce înseamnă discuții aprinse la antrenament? Nu, doar pur și simplu că încep și se ridică tonul mai mult și... Atât, nimic mai mult, nu cu mâini în gât, cu toate astea. Dar oricum când ieșim de pe teren, adică ce se întâmplă pe teren, rămâne pe teren. Pentru că acolo e altfel, e alta adrenalina, altfel, nu știu, trăim antrenamentul, meciul și toate astea. Dar ce se întâmplă pe teren, rămâne pe teren. Consider că când ajungem în vestiar, altfel se stea discuția și așa se și întâmplă. Tu cum îți pregătești un meci? Care e ritualul tău înainte de partidă? Te machiezi, te coafezi?
Poftim? Te machiezi, te coafezi înainte de meci? Da, îmi place să mă aranjez, bineînțeles, depinde de cum e afară, dacă plouă, stau și îmi pletesc părul. Așa. Mă aranjez, da, mă machiez, dar în limita posibilităților, adică să nu mă deranjeze pe mine. Și apoi încep și mi-aranjez echipamentele, ghetele, tot ce am eu nevoie pentru meci. Ai superstiții? Doar să intru cu piciorul drept pe teren și să-mi fac cruce. Atât. Îți mai ții minte primul meci în care ai intrat? Ți-a fost teamă că nu o să te descurci sau... Da, bineînțeles, mi-a fost teamă, am fost copleșită de emoții, dar la mine se întâmplă că în primele 2-3 minute mă gândesc, sunt cuprinsă de emoții, dar pe parcurs intru în joc și uit de tot pe teren, adică totul vine de la sine. Din câte m-am documentat așa despre tine, am văzut că ești pasionată de design vestimentar. Da, sunt pasionată, este ceva ce vreau să fac pe viitor. Deci nu te vezi să continui în fotbal, mă rog, ai de-abia 20 de ani, nu putem vorbi de retragere acum. Dar când te-ai retrage tu, nu te vezi continuând în fotbal? Ba da, normal că mă pot continua în fotbal. Aceasta cu designul vestimentar, eu nu știu, ceva ce îmi place mie și ce mă atrage, dar bineînțeles că îmi doresc ca pe viitor să rămân în acest domeniu, în sport, în fotbal. Poate le combini fotbalul cu designul vestimentar să faci un design de echipamente, sau nu? Exact, exact. Chiar la asta mă și gândesc, da. Ce fotbaliști îți plac ție din Liga 1? Te întreb ca fotbaliști și pe aia să-mi spui și ca băieți așa. Ca fotbaliști... Top 3, zine top 3 fotbaliștii tăi preferați. Florinel Coman, da. Tănase și Djokovic. Și Djokovic de la CFR. Niciun fundaș? Tu ești fundaș și nu spui niciun fundaș? Nu prea-mi place. Îmi plăcea foarte mult de Chiricheș când juca în România. Bun. Și cei mai frumoși fotbaliști din Liga 1, după părerea ta, top 3? Nu mă bag la... Ce simpatică! Dar ai! Avem băieți frumoși în Liga 1, nu? Nu stau să mă uit cât de frumos sunt sau așa, nu mă atrage niciun din... Încercam și noi acum să... Exact. Să scoatem de o știre bună. Teo, zi-mi, te rog, te gândești la un transfer în străinătate? Bineînțeles, toată lumea se gândește la un transfer în străinătate, cine vrea să facă performanță și vrea să ajungă la un nivel cât mai înalt. Ce ar însemna pentru tine un transfer în străinătate în perioada imediat următoare? Ți s-ar schimba viața? Mă refer din punct de vedere financiar. Diferențele sunt foarte mari între România și țările cu fotbal feminin mai dezvoltat? Da, este o diferență din punct de vedere financiar, dar pentru mine nu asta e important, să mă duc și să fiu mai sus pe plan financiar. Pentru mine e important să merg undeva unde să fie nivelul foarte ridicat și să pot ajunge la cel mai înalt nivel, să pot să fac performanță și să dau randament. Putem spune că Lyon, de exemplu, este ca Barcelona pentru băieți? Sau da. Unde te vezi? Care? Da. Clar, Lyon este cea mai bună echipă, este și campioană Europei, deci nu se pune problema, e un fel de Barcelona la băieți. Ai reușit să întâlnești vreuna din aceste fotbaliste importante la nivel mondial? Da, normal că am ajuns să le întâlnesc, am jucat de foarte multe ori împotriva lor când am avut ocazia cu echipa națională, foarte multe jucătoare de la Lyon joacă și la Franța. Deci au nu știu, foarte multe jucătoare și cu PSG-ul când am jucat cu Olimpia în Champions League. Deci da, am avut ocazia să le întâlnesc. Dar ele cum sunt privite în țările lor? De exemplu, jucătoarele de la Lyon sunt considerate vedete cum sunt băieții fotbaliști? Da, normal, pentru că altfel este nivelul, altfel este văzut fotbalul feminin acolo, în Franța, și altfel sunt venerate. Care este meciul pe care tu l-ai jucat cu cei mai mulți suporteri în tribune? Meciul împotriva Statelor Unite din Los Angeles. Au fost 20.000 de spectatori. Ai avut emoții?
Da, normal, am avut emoții pentru că mai ales am fost și titulară în meciul ăla, deci am avut o dublă împotriva celor de la Statele Unite, iar în primul meci nu am jucat titulară. În al doilea am fost introdusă în primul 11 și bineînțeles că emoțiile au fost și mai mari când am văzut că era stadionul plin, toată lumea striga și plus de alta eram foarte emoționată pentru că acei oameni ne încurajau și pe noi. În primul meci, mai ales după ce am ieșit de la vestiare să mergem spre autocar, deci erau foarte multe fetițe care pur și simplu stăteau și așteptau autografele de la noi. Noi ne mai jucăm niciodată cu Statele Unite, era o diferență între noi și Statele Unite. Eu am rămas total, deci, impresionată și șocată de cum au stăteau și strigau după noi să le dăm autografe și să facem poze cu fetițele.